Și acum, continuarea la problemele umane în societate. Ar fi în felul următor. La un moment dat ajunge la chestia aceea, sau nedorită, sau neplăcută, ca toți din acea firmă să fie împotriva băiatului numărul 2. În schimb, băiatul numărul 2 le-a făcut cam, să spunem, hai să spunem, poftele tuturor celor care erau acolo. Sau hai să spunem, nu poftele, ci a încercat să rezolve problemele de acolo astfel încât ca la toți să le fie bine. Numai că toți au decis, băiatul numărul 2 nu are ce căuta în această schemă. În capul fetei numărul 2 era în felul următor. Dacă băiatul numărul 2 pleacă, pot să mă combin cu băiatul numărul 1. Băiatul numărul 1 gândea în felul următor. Dacă băiatul numărul 2 pleacă, mă pot combina cu fata numărul 2 să-mi fie mai bine și să-i rând 8 ore fetei numărul 1 care m-a respins cândva. Înțelegi ce vreau să zic? Acum e problema de incluziune-excluziune în problemele umane din societate.